Iată, noi, estimați telespectatori, în partea a doua a emisiunii Vodoliu cu Ghimp, invitatul nostru de astăzi e domnul Nicolae Timiș, coordonator pro-România HATSEC și candidat în același timp pentru funcția de primar a orașului HATSEC. Îmi spuneați că pe dumneavoastră vă caracterizează lucrurile pe care le-ați lăsat în urma dumneavoastră și vorbeați aici despre primărie, centură, centrul orașului, dar ce, în HATSEC este numai centru? Sală de sport, trotuarul dacă vreți, că spunea cineva la dumneavoastră în emisiune că am făcut trotuare pe strada de. Da, așa este. Dar nu spune de unde până unde. Și nu spune să fac o comparație cu trotuarul până unde a fost dus și de acolo cât a fost construit de el și cum arată. Sau vă spun, eu duceți-vă, vă rog frumos, și o spun tuturor cetățenilor care circulă pe trotuarele pe care le-am făcut eu și care circulă pe trotuarele care sunt făcute în ultima perioadă. Și dau un exemplu foarte simplu, chiar dacă unii se supără. Duceți-vă, de exemplu, de la intersecția cu drumul de centură, pentru că până acolo am făcut eu Nicolae Titulescu cu strada Progresului. Până acolo le-am făcut și de acolo, sau până la calea ferată, mai bine, nu, până acolo sunt făcute. Și de acolo duceți-vă până la bere și vedeți. Și comparați. Domnul Simeon, dacă nu dați dreptate mie, domnul Simeon, dacă nu dați dreptate mie, și duceți-vă cu camera, duceți-vă, trimiteți pe cine vreți dumneavoastră, să nu ziceți că Timiș bate câmpii, da? Veți constata că acolo sunt bărăci, acolo sunt grămezi de gunoi, acolo sunt, știu eu, molozul care a rezultat din păi construirea trotuarului. Pus, acolo sunt trotuaruri ca și valurile mari. Deci duceți-vă pe strada Horia, până la calea ferată, până acolo sunt făcute de mine. Adică sunt făcute de mine. Un kilometru și ceva, sau un kilometru jumătate. Și luați ultimile câteva sute de metri. Nu numai v-am dat câteva exemple ca să vedeți lucruri în HATSEC construite înainte și lucruri construite acum. Domnul Timișe, construite, dar ce se întâmplă la HATSEC cu pandemia asta, cu cazurile de coronavirus? Bine că mai avem spitalul ăla care deservește locuitorii țării HATSEC-ului. Ce se întâmplă acolo? Sigur, o să zic că multă lume sau contracandidații mei. Că tot apăreau la un moment dat zvonul că se închide orașul, da. Se închide, dar mă rog, asta nu vă pot întreba. O să spună Timiș iarăși să laudă. Păi sau da, nu știu. Cu ce se vă laudați? Cu pandemia, cu coronavirusul? Nu, cu ce nu, se vă laudați? Nu, vreau să vă spun că spitalul acela care era acela? De mult închis. Este unul singur în HATSEC, firește. Spitalul era închis? Era de mult închis. Ba, unii mai fabulau pentru că se fabula înainte frumos pe seama mea și îmi puneau în cârcă tot ce nu trebuia. Timiș vrea să fac azil de bătrân din el. Păi era pentru mine un lucru simplu. Un cămin de bătrân nu se face pe verticală. Deci ca să vedeți ce înseamnă să știi anumite lucruri și să nu știi anumite lucruri. De nu se poate face un cămin de bătrân pe verticală, pentru că bătrânii au probleme locomotorii. Nu, nicăieri în lume nu există un cămin de bătrân pe 6 etaje. Și vă spuneam, ar fi fost închis de mult. Necazul era că mulți care lucrau acolo își pierdeau locul de muncă. Că HATSEC-ul trebuia să se ducă 30 sau 50 de kilometri până în Deva, în loc să aibă acel spital acolo în centru. Mi-am adus aminte acum de o chestie și... Vreau să vă spun că a fost o bătălie, lumea nu știe. Nu știe pentru că... Eu am căutat multe lucruri pe internet și am găsit ceva. Le-am trecut sub tăcere. Da, vă rog. Un articol din 2011... O să încerc să-i fac un print screen, să văd dacă pot, și să-l trimit în regie, dar văd că din nou nu mă ascult. Ba da, prima oară citesc
și pe urmă îl trimit, spitalul din Hatzăg nu va fi închis. Un articol de acum 9 ani. Spitalul orășenesc din Hatzăg nu își va închide porțile. Surse din Ministerul Sănătății au confirmat că această unitate va continua să-și desfășoare activitatea ca și până acum, ca spital și nu ca și centru de bătrâni, cum s-a propus. Haideți să primarul Nicolae Timiș a reușit astfel să obțină o victorie imensă pentru locuitorii orașului Hatzăg, dar nu numai. Asta deoarece spitalul deservește pe lângă cetățenii din Hatzăg, nu știu ce. Astfel, după ce Ministerul de Resort a dat acceptul ca spitalul din Hatzăg să nu fie închis și să continue să funcționeze, unitatea va încheia în scurt timp și contractul cu Casa Județeană de Asigurări. Articol din 2000, de acum 9 ani, Mesagerul Hunedoran parcă scrie articolul ăsta, da. Și la o simplă căutare pe internet, spitalul din Hatzăg se închide. Am găsit chestia asta, că tot ați vorbit despre lucrul ăsta, o trimit acum și în regie. Haideți să vă spun un lucru. Vă rog. În spatele deciziei aceea finale de neînchidere a stat o muncă enormă, să știți. Pentru că nimeni nu știe că hotărârea de guvern era 99% luată, că Hatzegu figura pe anexa celor 67 de spitale care vor fi închise și că nu mai era nicio șansă. Și că toată decizia s-a luat fără să ne consulte pe noi nimeni și că direcția de sănătate din Deva mai precis, a luat decizia fără să ne consulte și Valea Jiului rămânea bine mersi cu o căruță de spitale și nu avem nimic cu Valea Jiului și că Hatzegu, care deservea acolo, cum citeați, o zonă mare, nu numai Hatzegu, să închide. Da? Vreau să vă spun că drumuri la minister, inclusiv drumuri la primul ministru din acea vreme, care era Emil Boc, pentru că PDL-ul era la putere, știți? Da, știu. Inclusiv la Emil Boc și că multe dosare, unul pentru primul ministru, unul pentru ministrul sănătății, unul pentru Camera Deputaților, erau în permanență cu mine în mașină și în drumul meu spre București. Și că băteam la toate ușile posibile la care ceream sau solicitam, dacă vreți, să ne ajute să nu închidem spitalul Hatzăg. Și vă spun cu sinceritate, eu am avut un mare noroc, un mare, că fratele meu, Dumnezeu să-l odihnească, a lăsat niște uși deschise la care am putut să bat și am reușit în final ca spitalul din Hatzăg să nu se închidă. Dar vreau să vă mai spun un lucru. Tot în acea perioadă, pe lângă că stăteam cu sabia lui Damocles asupra noastră, imediat după o altă perioadă, după cred că un an, doi, s-au tăiat salariile, 25%. Că mulți dintre medici, din personalul medical, au avut de suferit. Mulți. Și acum, culmea, n-am cu nimeni nimica, vă spun cu sinceritate, să regăsesc pe listele unui partid care vine din PDL-ul. Păi na, deci, a trecut vremea, a uitat oamenii. Deci, știți că timpul le spală pe toate. Din păcate, aveți dreptate. Nu, timpul le spală, din oamenii, păcate, uite. Să știți. Vedeți, sunt lucruri care s-au întâmplat acum 9 ani de zile, da? Și repet, dumneavoastră spuneți că veniți cu un bagaj bogat de realizări în spate. De... Eu să zic nu bogat. Cu certitudine. Sunt acolo, se văd, se simt. Nu-s luate de Timiș acasă, păi nu-s luate de nimeni. Dar hai să vă spun eu ce. Vă rog. De când dumneavoastră nu mai sunteți primar, au trecut 8 ani de zile. Da. 9 putem spune. Cel care avea 10 ani la vârsta respectivă, la momentul respectiv, are acum 19 ani. Da. Unii s-au mai stins, Dumnezeu să-i odihnească între timp.
Lumea a uitat domnul Timiș. Degeaba... Domnul Simeon. Simeon. Cred. O să-mi dați un iau de Paște. Domnul Simeon. Vreau să vă spun că venirea mea aici și campania electorală care va urma și în campania electorală care va urma, rostul meu și rolul și formațiunea politică în care sunt este să le reamintească și să spună, da, lucrurile astea durează, sunt făcute atunci, lucrurile astea sunt făcute acum, cum vă spuneam mai înainte, comparați ce este făcut atunci și ce trăinicie sau durabilitate are și ce este făcut acum, se vede. Și atunci, v-am spus, eu gândesc înainte și spuneați dumneavoastră că unele lucruri s-au trecut, une caracterizează și n-am uitat, domnul Simeon. Deci cred că trebuie să reamintim și să spunem și celor care au uitat, celor care s-au dus Dumnezeu să-i odihnească și celor care sunt tineri acum și au drept de vot. Pentru că politica nu trebuie să însemne numai promisiuni. Politica trebuie să vină și cu realizări. Pentru că altfel, de ce au trecut 30 de ani și din păcate după 30 de ani în unele localități nu s-a întâmplat nimic? Mă rog, în alte localități unde a fost atenție, în alte localități unde a fost continuitate și unde a fost un primar destoinic, vreau să vă spun că pașii sunt fantastici. Fantastici. Bun, sunt și fantastici, vă dau în orașe din țară. Da. Deci sunt eu vă fantastici. Dau exemplu unei comune unde a fost acolo un unde primar s-au foarte făcut, mult timp, auziți. A făcut foarte multe lucruri și acum îl înjură unii că nu mai știu ce au făcut. Acolo unde s-au făcut experimente de tot felul, da. Ba, îl punem pe ăla, ba, ajunge, ba, n-ajunge, din păcate uitați-vă că în loc să meargă înainte, ori au stagnat, ori au făcut pași înapoi. Am înțeles. Domnule Timiș, ne apropiem cu linii mari, cu pași mari, de fapt, nu cu linii mari, de finalul emisiunii. Vreau să spun că noi, jurnaliștii, mai stăm și noi la o cafea, la o chestie. Ne mai întâlnim pe terasă, mai facem un pariu între noi. Cu toții avem simpatia, antipatie politice. Dar sunteți altfel decât oameni sau vă credeți altfel mai deosebit decât... Că nu știți unde vreau să ajung. Și facem și noi comentarii politice, facem pronosticuri, mai facem și pariuri între noi. Firește, e drept. La o discuție de genul ăsta cu niște colegi, nu pot să vă spun cu cine, că n-are nicio importanță, da. Unul dintre colegi spunea, care na, colegul ăla pe urmea să nu vă iubește, nu știu de ce. Ai, da, e dreptul lui. Spunea, ce mă, că dacă se duce Timiș la Hațec, de exemplu, și ajunge primar, o să-i dea apoi afară, Timiș e răzbunător, Timiș e nu știu ce, drept că nici dumneavoastră nu cunoașteți foarte bine pe colegul respectiv, dar nici colegul respectiv pe dumneavoastră, el vorbea din auzite. Sigur că colegul dumneavoastră, mai ales că nu mă cunoștea bine și mai ales că vorbea și din auzite. Vorbea din imaginea care s-a încercat să se creeze asupra dumneavoastră. Multe imagini au încercat să se creeze. Știți, în... Și atunci chiar mi-am propus să vă întreb lucrul ăsta. Dom'le, dacă ajungeți prima, ce faceți? Dați oameni afară? Vă răzbunați pe aia care v-au dat la joale acum nu știu câtă vreme? Eu nu știu niciun funcționar din primărie ca mie, Timiș, să-mi fi dat la joale. Cum am zis că eu? Unii fabulează, că unii încearcă să-i ostilizeze și să-i pună împotriva mea, doar mai câștigă un vot. Ei știu și știu foarte bine și ascultați-mă ce vă spun. Le spuneam un lucru chiar în ultima ședință, înainte de turul electoral în care am pierdut. Le spuneam și puteți să întrebați pe oricare funcționar din primărie, i-am spus, voi funcționarii publici, voi rămâneți, respectați-vă, lucrați împreună pentru binele cetățeanului care vă plătește, primarii vin și pleacă. A venit acum cu baubauri
Gen, vine Timiș, vine Timiș Bogor, da. Rade, vă papă, vă mănâncă, îi balaur, îi leu ăla de acolo. Nu. Timiș are un singur lucru de făcut în primărie vis-a-vis de funcționari. Să-i responsabilizeze și să-i pună la treabă. Și vă spun fără nicio supărare. Cine va ține ritmul, rezistă, da? Cine nu va ține ritmul, când ați fost, să elimină ritmul singur, nu? Din sistem, nu eu, nu trebuie să vină Timiș să-l dai afară. Deci trebuie să conștientizeze fiecare că Timiș nu dă pe nimeni. Și v-am spus, funcționarii din primărie, cât mai sunt, care au plecat, care se mai schimbă și așa mai departe, știu bine. Deci a venit, mă repet, de câte ori este nevoie, cu babau că merge acolo și nu știu ce fac, cred că nu poate nimeni să spună din primărie că eu sau Timiș sau primarul Timiș s-a răzbunat pe vreunul sau că a dat pe cineva afară. Sau că i-a selectat pe oameni în funcție de perioada în care au venit sau în funcție de primarul care a fost atunci la conducere și că i-a împărțit, Doamne ferește, în oamenii lui Timiș și în oamenii lui fostul primar, asemenea greșeli. Eu nu le-am făcut, pentru că vreau să vă spun, domnul Simeon, vreau să vă spun că Timiș n-a lucrat numai în primărie, pentru că Timiș, pe parcursul carierei lui, a lucrat cu sute de oameni și cu mii de oameni. Și că știu să scot din funcționar ce este mai bun, să știți. Și asta îmi doresc, de fapt. Ca fiecare funcționar să dea cei mai buni din el, pentru, v-am spus, pentru binele cetățenilor, care vrem, nu vrem să o recunoaștem, ei ne plătesc în acea instituție numită Primăria Hației. Nu numită Primăria Timiș sau Primăria Popescu sau Primăria Ionescu, cum au crezut unii, că se înstăpânesc și se înscăunează pe viață. Mă înțelegeți? Deci eu n-am o problemă cu nimeni. Vă spun clar aici în emisiune. Deci să lase domnii jurnaliști poveștile de 2 lei că are o afinitate sau știu eu vis-a-vis de un alt contract. Am înțeles. Domnule Timiș, mulțumim pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc că am putut cu sinceritate să spun anumite lucruri. Și le-am spus. Cine mă cunoaște, v-am spus. Ține cont că Timiș nu se joacă cu vorbele. Că Timiș nu vine să vândă gogoși, înfuriate sau neînfuriate, cum vă spuneam mai înainte, sau știu eu. Cunoaște administrație, fără să vă spun cunoaște, știe și are soluții. Domnul Simeon. Vom mai avea emisiuni cu dumneavoastră și pe parcursul campaniei electorale, în care ne veți explica și cum vedeți dezvoltarea Hațegului. Și noi, cum discutați dumneavoastră, sigur, jurnaliștii, da. Și noi discutăm. Că venim la multe televiziuni, venim la dumneavoastră, mai mergem și pe la altele. Deocamdată noi suntem cei mai buni. Mulțumim pentru prezența în studio. Vă dorim succes în activitatea noastră și tuturor celorlalți. Stimați respectatori, sunt Adrian Simon. Mulțumesc pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune.